că un grup de persoane cazat la un hotel din stațiunea Poiana Brașov prezintă simptome ale unei toxinfecții alimentare, mai precis stări de vomă și stări de amețeală. La fața locului s-au deplasat imediat două echipaje SMURD și patru ambulanțe SAJ. Personalul medical a evaluat toate persoanele la fața locului, le-au acordat asistența medicală necesară. Ulterior, un număr de 11 copii și un adult au fost transportați la Spitalul de Boli Infecțioase pentru investigații suplimentare. Doi adulți au refuzat transportul la spital.